vârstnicii din Republica Moldova se informează despre pensii și alte beneficii sociale în regim online. Este vorba despre o inițiativă lansată în premieră de Casa Națională de Asigurări Sociale, susținută de Fondul ONU pentru Populație. Cererile de examinare a pensiei se poate depune în mod electronic și totodată se poate depus pe suport de hârtie, adresându-se la Casa Teritorială de Asigurări Sociale cu buletinul și copia buletinului. Și ce ține de varianta electronică, noi accesăm site-ul Casei Naționale de Asigurări Sociale, dacă intrăm cu... Dacă aveți telefoane, spate de intrat, pe, nu scrie, pur și simplu, Casa Națională sau cnas.md. Ați găsit tot? Și deschide ca așa un ban, ferestruite. Uitați-vă, s-a deschis reexaminarea pensiei pentru limita de vârstă pentru stadiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei. Ghidați de un specialist, peste 20 de vârstnici din satul Donici, raionul Orhei, au învățat cum să depună o cerere online de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă, cum să verifice starea contului personal de asigurări sociale în mod electronic, cum să se programeze online la serviciile prestate de către casele teritoriale de asigurări sociale, reguli pentru depunerea petiției sau utilizarea calculatorului vârstei de pensionare. Ia că-s mulțumit că am venit, fiindcă am aflat. Cum o să treacă indexarea aceasta, de la câți ani, care mă privește și pe mine. La autobuz și plecam la Orhei. Acum lucrurile ce se putem să le facem de acasă. De telefon mobil. Este foarte util, pentru că, într-adevăr, la așa o vârstă este greu ca să te deplasezi. Vreau să mulțumesc mult celor care au organizat acest beneficiu pentru noi pensionarii, pentru că ne ușurează cu mult viața. Intru pe internet și îmi caut informația necesară. De la lansarea platformelor online, tot mai multe persoane aleg să depună cereri sau să facă o programare la Casa Națională de Asigurări Sociale folosind internetul. Cereri pentru reexaminarea pensiilor au fost depuse de către persoanele în vârstă, circa 60% din numărul total de cereri pe care casa le-a obținut pentru reexaminarea pensiilor, adică să vede un interes al persoanelor în vârstă pentru acest serviciu. Programarea online la fel este foarte solicitată. Noi avem deja de la început de an circa 4050 de persoane care s-au programat, care ne-au vizitat, planificat ghișeele caselor teritoriale. Inițiativa pilot este implementată în cadrul proiectului Abilitățile Digitale Conectează Generații. Noi instruim persoanele vârstnice, în primul rând, cum să folosească un telefon mobil, iar ulterior, în parteneriat cu CNAS, instruim care sunt serviciile online pe care le pot accesa, cum le pot utiliza. Și instruirile propriu-zise sunt realizate de către reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale, ceea ce asigură o bună interacțiune dintre vârstnici și angajații acestei instituții publice. Inițiativa face parte dintr-un proiect mai mare, în cadrul căruia dezvoltăm abilitățile digitale ale persoanelor vârstnice prin implicarea tinerilor. De astfel de instruire au beneficiat peste 300 de vârstnici din 15 localități ale Republicii Moldova, din raioanele Șoldănești, Rezina, Basarabeasca, Leova, Orhei și Strășeni.